Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Vreau să vorbim puțin despre Dani. Dani a făcut un live, era cu cineva, cu un băiat, nu mi-am dat seama cu cine. Parcă era Ion de la sezonul 4, nu sunt sigură, că l-am văzut foarte puțin, nu mi-am dat seama exact cine este. Deci, jucau. Fac toți. Pe TikTok. Am văzut că Antonio și Maria au fost foarte aspru criticați de unii, care ziceau că se duc la muncă, că sunt leneși, să nu mai șadă pe TikTok. Dar toată lumea stă pe TikTok, chiar și eu stau. Care e problema cuiva? Cu timpul meu liber fac absolut ce vreau, nu? Deci, acest Dani a jucat și erau provocările lor, știți, acestea deja celebre acum. Printre subiecte, cred că era cu întrebări, că n-am văzut de la început, am văzut peste mijloc, de unde au vorbit ei, era despre religii și acest băiat vorbea foarte, foarte, lucruri foarte interesante, cu care sunt și eu de acord, dar vă las mai bine să urmăriți și să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu, dacă credeți sau nu. Este despre, nu doar despre religii, despre diavol, despre Dumnezeu, despre bine și rău care nu există. Păi și eu cred asta, că și eu am citit în ultimii 13 ani foarte mult despre, nu doar despre religie, am citit și eu istoria religiilor a lui Hilia de Rădulescu. Și am o părere formată și din fericire coincide cu părerea acestui băiat. Dar vă las să vedeți video și să-mi răspundeți la ce v-am întrebat. La revedere! Vezi viața pe cine ai alege. Automat că pe sora ta mai mică, mama ta are experiența. Corect, a avut șanse, a avut nu știu ce. Sora ta mai mică n-a avut nimic. Corect. Seară frumoasă, ordui, Alex, te bucur. Alex, înainte să pleci, folosește una dintre mânuși, că ai 30. Mamă, ia să vedeți acum finalul ăsta. Hai să câștigăm repede că am întrebat. Hai, fetelor. Nu cred. Bine, Cristina! Mai țin întrebarea. Mai țin. Deci, practic, tot e o întrebare. Am primit aici o chestie în chat. Iubita lui este psiholog, el a început de la consum și s-a cunoscut în contextul problemei lui? Nu, iubita mea e antreprenor venită dintr-un mediu total diferit față de mediul în care am trăit eu. Okay. Nu are nicio legătură. Și plus că pe partea de consum și chestii de genul, nu psihologul, astea poveștile cu psihologul, te îndrăgostești de sindromul Stockholm, așa nu e chiar așa. Eu am citit ceva din chat. Da, știu, păi nu, răspundeam persoanei din chat, îți dai seama. Da. Hai cu întrebarea aia. Hai să mă gândesc, că tot așa, trebuie să fie mindfuck. Te bag și pe religie? Fără nicio problemă. Crezi în rai și iad? E un concept inventat în anul 1600, undeva într-o zonă din Persia, care a fost mega expus de către lucrările lui Nietzsche. Nu cred în antitezele de genul. Uite, spre exemplu, mă uitam la un podcast recent cu un masterat în demonologie care spunea o chestie foarte interesantă. Diavolul în sine nu poate să acționeze fără aprobarea lui Dumnezeu. De aici și pilda lui, nu mai știu, Iov cred că îl chema, cu Dumnezeu, a dat Dumnezeu, a luat Dumnezeu să fie binecuvântat. Diavolul s-a dus la Dumnezeu și a spus: Doamne, te slăvește pentru că le are pe toate. Pot să iau nu știu ce? Adică l-a întrebat, pot să fac asta? Și el a spus, da, poți să iei, dar să nu te atingi de X lucru. Și l-a lăsat să-și facă acțiunile. Părerea mea e că nu trebuie să existe o antiteză din punct de vedere religios, ci e un tot complet care funcționează ca așa e funcționalitatea lucrurilor. Trebuie să existe o balanță ca să existe un liber arbitru. Că altfel n-ar exista liber arbitru. Dacă n-ar fi bine balanța asta care se încline dintr-o parte în alta să creeze tot liberul arbitru, n-ar mai exista chestia asta. Corect. Mai prins pe subiectul meu de bază. Focusul e prea.
Socrul meu e preot, familia mea e în două religii, unii sunt martorii lui Jehova, alții sunt credincioși. Eu am studiat religiile la modul Mircea Eliade, istoria religiilor și plus chestii de bază din mai toate religiile, fie că vorbim de hinduism, fie că vorbim de, nu știu, religia noastră creștin-ortodox. Adică e tare. Nicoleta, nu există rău sau bun. Asta nu Nu. există. Sunt niște concepte inventate, astea rău și bun. Da, pe ea asta m-a întrebat atunci, mi-a zis o doamnă aici, Nicoleta, de atunci de ce există rău și bun? Și a Exact. explicat că nu există. E o regulă general valabilă la orice lucru cât timp se vorbește de fizică. Atâta timp cât există un paradox într-o teorie, teoria e invalidă automat. E rău să Mersi, ucizi Marina. pe cineva pentru a salva mai mulți oameni? E paradox că practic tu și salvezi, dar și ucizi. Faci și una și ailaltă. E paradox, lucru care automat anulează binele și răul. Astea sunt doar niște concepte făcute, sunt niște chestii. Exact, E exact, exact. easy de înțeles chestia asta. Dar la noi e foarte implementată chestia cu bine și rău și de asta suntem foarte prinși în ea. Bun, provocare de viteză, iar și ori doi. Hai să câștigăm că am o întrebare bună. Eu sunt la modul că nici eu nu cred neapărat în rai și iad, cum se spune în Biblie că e. Luca, Luca, mulțumim frumos! Dar eu cred în reîncarnare. La ce mod? La modul că, de exemplu, sunt 7 vieți în care te reîncarnezi. La noi așa se spune. Modul hindu? Da. Ok. Așa. Luca, mulțumim! Și cred la modul că, gen, următoarea viață pe care ți-o proiectezi tu, ți-o proiectezi deja de acum, înțelegi? Ok, am înțeles. Luca, Așa din și, 13 felicitări! Bravo, bravo! de exemplu, dacă eu acum sunt un om bun, corect și mă port cum trebuie, ca eu ca om cu alți oameni și mă port frumos și la 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 la, ăsta ar fi cumva raiul. Karma. Karma. Dar în următoarea viață. În următoarea viață, nu acum. Da, păi așa e karma. Karma așa acționează, Da, practic. În da, următoarea da. viață ți se oferă. Dacă fur, Gabriel, salut, înșel, salut! dacă fur, înșel, mint, la la la, tot așa, karma, următoarea viață Da, în sau o următoarea viață viață să proaspătă. plătești pentru chestiile alea. Înțeleg conceptul, nu pot să-l validez 100% datorită trăirilor spirituale datorate consumului de psihedelice și trăirilor altor persoane și alte conversații pe care le-am avut cu oameni din sfere din ăștia mega spirituale. Nu pot să-l validez foarte mult, dar e interesant să trăiești după asta. Mi se pare interesantă ideea. Atâta timp, și oricum mai dau atâta timp cât ești tu om bun, în Nu esență. cred. În esență, dacă ești om bun și nu faci rău nimănui și te porți cum trebuie cu lumea, n-ai nimic de pierdut, oricum mai dau. Automat, da. Mersi, Automat. Cristina, ești top. Ești top, top, Cristina. Dar poți să mă Galileu întrebi, Galilei a fost întreabă-mă. întrebat la un moment dat o chestie pe care pot să o iei ca pe o metaforă, pentru că eu așa am luat-o, deși e o faptă reală. Galileu Galilei a fost întrebat la un moment dat de către un conducător al erei respective, spune, tu crezi din Dumnezeu? Și omul a avut o chestie foarte, foarte interesant spusă. Dacă eu cred în Dumnezeu și el nu există, nu mi se întâmplă nimic. Privește asta ca o metaforă la ce Asta faci bine. i-am spus eu soției mele acum 2 săptămâni. Exact ce spui tu. Exact. Spune exact iar. Dacă eu cred în Dumnezeu și el nu există, eu nu pierd nimic. Dar dacă nu cred în Dumnezeu și el există, eu am pierdut tot. Salut, Exact! frate, vă salut, salut! Exact asta Salut cu care mai 2 săptămâni i-am spus soției mele. Nu Bun. pierzi nimic dacă crezi. Dacă crezi și ești cu sufletul către Dumnezeu. Asta este un concept metaforic, după părerea mea. Nu cred că Galileo Galilei, ca un om savant, se referea la Dumnezeu propriu-zis. Cred că se referea la bine, la a face bine. Dacă entitatea Dumnezeu în sine e asociată foarte mult cu binele, deși dacă ar fi să o luăm biblic pe Vechiul Testament, s-au întâmplat numai atrocități acolo. Dar el e asociat în sine cu binele. El spune despre Dumnezeu că dacă el există și el nu există și el crede în bine și face bine, nu îi se întâmplă nimic. Dar dacă există chestia asta de rău și bine, și el face numai rău, atunci o să se întâmple foarte multe. Așa o văd eu, ca pe o metaforă. Și se leagă Așa foarte e, bine așa de este, chestia asta așa cu și karma. e. Și legea Da, automat. atracției. Poate intra și în legea atracției asta, pentru că automat, în momentul în care faci foarte mult rău, îți atragi chestii negative. În momentul în care ești un om rău în sine, o să ai în jurul tău oameni răi și chestii de genul. Bine, Cioran, și sunt și persoane care se complac în mediul ăsta. Unii oameni sunt și făcuți să stea în mediul ăsta. e vorba și de energia ta în sine. Dacă ești un om downer, te simți foarte bine în medii rele.
Dacă tu ești un om foarte jos, rezonezi cu niște energii foarte joase, te simți foarte bine în niște medii foarte rele. Pentru că e Da. zona ta de confort. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să rămâi acolo. Păi știu, dar nu, asta eu m-am întrebat cum de alți oameni care sunt malefici pe bune și sunt răi și fac atâtea și o duc bine, cât de cât o duc ok, decât alți oameni care sunt bă, țiplă ca oameni și o duc rău și nu înțelegeam și cam aici am ajuns cu răspunsul, că se anturează cu energiile altor oameni care sunt de nivelul lor. Automat, da. Plus că mai intervine și chestia de discernământ. Adică sunt foarte mulți care fac foarte mult rău și n-au discernământ. Pentru că discernământul, nu știu, e într-un fel închis de către alți factori, tip bani, putere, etc. Adică nu pot vedea clar situația. Da, nu poți să vadă. Păi, hai să o punem într-o situație reală. Să sclăvești pe cineva în China pentru a face o sumă foarte, foarte mare de bani. Orice dropshipping. Orice dropshipping, asta zic. Adică e un om care doar vrea să facă bani, el vrea să-și facă traiul mai bun, având în vedere că el la bază are sclavia. N-are discernământ, nu vede toată imaginea în ansamblu, nu înțelege în adevăratul sens al cuvântului și de asta face asta. Știi? Lipsa de discernământ poate să te ducă în zone din astea negative. Hai să-l batem odată că am o întrebare, mor. Mor, dacă nu pun întrebarea asta până se termină live-ul, mor, efectiv. Mă apuc de croșetat, nu știu, fac ceva. Eu tot mai am să spun o întrebare. N-am ce Spune-mi. mai vorbi astea. Asta e întrebarea din chat. Să ne spui ce părere ai tu despre război. Care dintre ele? Ăsta recent, tu-ți dai seama. Asta, recent, da. Bun, nu pot să neg faptul că există un război în Ucraina în momentul de A față. început de foarte mult timp. E început de mult timp războiul, sunt niște presiuni care s-au dus de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial până în prezent, pe latura asta USA, Europa și latura cealaltă Rusia, China. Mi se pare că imaginea care ne e transmisă e foarte malformată de către media, adică îi se dă o importanță și se dă o imagine din asta foarte falsă de bă, uite cât de rău și de rău și de rău e. Da, e rău un război, nu am zis că nu e rău, dar nu cred că e în pragul ăla de rău cum ne este expus nou acum. Și cam atât, îmi pare rău că există în Europa pentru că există acest dezechilibru economic care ne afectează pe toți. Deci la parte de noi. În afară de asta nu am altceva. E un joc politic, Bani argentini. n-a vrut și nu se vrea ca Ucraina să intre în NATO. Teorii sunt multe. Dacă În intra... esență, pe asta am Păi bun, validat-o, fii cumva. atent, există un tratat închis după cel de-al doilea război mondial în care se vorbea că NATO o să ajungă până pe la jumătatea Europei. Adică în zona de Europa de vest. Păi suntem în est aproape. Margaret, mulțumim, mamă, ultima sută, trebuie neapărat să-l batem, mă rog eu că mor dacă nu-l batem. Băi, nu cred că iarăși mă snai pe final, bă, fără, bă, să le dau pe final fetele alea. Știu să joace, mă, fetele acolo, nu-i corect. Nu, Mai dar dăm, mai uite. dăm până, mai dăm până găsim. Uite, Dar vezi? pune întrebarea, că nu mă supăr. Pune. Nu, no, nu, că e bună rău și o păstrez. Not fair, exact. Păi nu, că fetele mele, dacă le spune așa, nu o să mai... Merge, o să mă lasă de Asta izbeliște. este. Să vină în coa, să te laste, nu mă interesează, vreau să câștig doar un meci. Dar e păcat, e păcat de astea patru win-uri, zic și eu. Dacă zici tu. Bun, cam asta e părerea mea legată de război. Și plus că există foarte multe perspective din care poți să privești subiectul. E o teorie pe care pe canalul principal am explicat-o în urmă cu ceva timp, se numește unghiuri. Teoria asta e practic explicarea situației dintr-un alt punct de vedere, poate să schimbe natura situației în sine. Spre exemplu, dacă explici o situație tip cineva se ceartă, poți să spui că doi tineri se ceartă pe ceva, poți să explici din faptul că sunt tineri, raționamentul logic nu s-a creat foarte bine, nu s-au sedimentat experiențele de viață și automat se ceartă pe prostii, sau poți să te duci în partea negativă în care să spui că sunt niște nebuni care se ceartă toată ziua, vezi cum vrei tu să explici situația, poți să creezi o imagine despre situația respectivă. Același lucru e și despre război, părerea mea. Din perspectiva din care privești, poți să creezi o grămadă de teorii. De la joc politic până la oculta mondială care pregătește ceva, până la etc. Criză economică care trebuie să vină pentru că tot există urcușul ăsta de să dăm credite, 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 cum s-a întâmplat înainte de 2009. Nu.
2008, da. 2008-2009 e punctul critic al crizei. Da, atunci a început. Atunci s-au acordat creditele. Exact, exact, exact. Nu, creditele s-au acordat dinainte. E foarte mișto asta pe... Bula aia economică care urma să se spargă a fost prevăzută de câțiva șmecheri. A fost foarte tare ideea. Da, dar au fost niște proști, niște nebuni care au profitat de aia. Nebuni, efectiv, a fost unul care s-a dus la toate, la toate astea mari, cum se numesc, ăstea de fonduri, de... Nu mă, ăștia de tranzacționează țări la dracu cu fonduri foarte multe. Nu mă știu, oricum, s-a dus la ăștia și le-a propus un proiect legat de criză, că ei nu credeau că urmează criza și chiar a venit criza. Nu l-a crezut nimeni în afară de un... Da, în afară de un fond foarte, foarte slab. Doar ei l-au crezut și a fost boom. A fost mega mișto. Încă două persoane să facem provocarea asta de viteză, ne-am luat pe discuții și am uitat de meciuri, am uitat de toate. Încă o persoană, let's go, yes sir, s-a atins obiectivul. Hai să facem ordoiul ăsta să-l batem, că dacă nici acum nu-l batem, murim aici. Alte întrebări mai aveți? Că tu mai ai o întrebare să-mi pui, ai pus întrebare din chat. Trebuie să mă gândesc bine. Perfect. Până te gândești tu, hai, cordă! Ați avut din sfera politică, ați avut din sfera religiei, deci ați putea să treceți la o altă. Ce sferă? Zi tu. Eu? Nu știu, ce vrei tu. Sunt ok pe orice subiect. Deci să diversificăm, bă. Te uiți la Constanța. 3 puncte pe ori 2, mamă, ne rup, ne omoară. Cred că rămâi cu întrebarea. Zici tu că rămân cu întrebarea, nu? Facă pe final. Vedem. Wow, Margaret, mulțumim, mulțumim frumos, wow. Yes, sir! Margaret, atingi level 20. Bine, Margaret! Bine, bine de tot! Așteptăm întrebarea! Până la întrebare, zici și mie ce părere ai despre emisiunile matrimoniale de la televizor. Insula iubirii, gen? Mireața, Palea. Sau casa, sau sufletul. Motor de promovare bun, am avut pe cineva pe care l-am trimis la Mireață pentru fiul meu ca să se promoveze la un moment dat. Nu-mi place cum vă joacă psihologic pe cei care sunteți în casă, mi se pare foarte urât. Adică e un experiment social, e foarte nasol. Ai zis că nu-mi place cum vă joacă psihologic. Păi tu n-ai zis că ai fost la o emisiune de genul? Nu ți-am zis, nu ți-am zis, dar am fost. Vezi? Ba da, mi-ai zis, că altfel n-aveam de mult să știu, că nu urmăresc foarte mult. Nu mi-am amintit dacă ți-ai zis. Mi-ai zis la început că ai fost la o emisiune. A, da? Și am presupus că, întrebându-mă de asta, am presupus că în zona asta, gen ceva de genul. Ok, zi, zi. Nu-mi place chestia asta psihologică care se oferă, pentru că astea sunt experimente sociale care poate să denatureze niște chestii nasoale, de la degradare socială până la să se creeze o imagine falsă despre tine ca individ datorită montajului și altor chestii și după când ieși în societate să te omoare cu pietre. Da, distorsionarea asta a realității. Ce nu mai îmi place? Margaret, mulțumim, mulțumim frumos. Divertisment interesant, nu înțeleg de ce se consumă atât de bine. Înțeleg ideea că toată lumea vrea să vadă viețile altora. Dar cam atât. Asta e părerea mea. Mamă, încă o secundă, nu cred. Gata, poți să pui întrebarea, poți să pui întrebarea. Amin. Au vrut fetele mele să pui întrebarea, zi-o. Păi mi-am dat seama că au vrut. Mi-am dat seama de chestia asta. Care e scopul tău pe... Știi că tu practic ai o perioadă de viață limitată. Ne-am născut toți cu o boală și murim. Care e scopul tău? Și m-am gândit de multe ori eu de ce sunt și cum... Ce trebuie să îndeplinesc. Că eu ca individ aici, ca să pot să plec în partea cealaltă. Unde o fi partea cealaltă. Și mi-am găsit... originea în chestia asta a zonei de familie, știi? Și cred că eu ca om nu o să fiu niciodată împăcat cu mine până nu o să am familie și nu o să-mi văd copiii mei realizați. Atunci eu ca om o să fiu foarte bine împăcat. Deci când o să am familia perfect consolidată și copiii mei să-i văd pe toți exact cum trebuie, fiecare cu familia lor, sunt bine făcuți, gen bine plasați și ei, atunci eu cred că atunci ăla e finalul meu de drum. Ok, deci practic scopul tău e de a perpetua zona ta din specie asta în continuare. De ce? Eu așa simt, n-am argument, așa simt.
Un argument, unde aș putea să găsesc un argument, dacă pot să mă ajut pe partea asta, dacă trebuie să găsesc un argument. Fii atent, te-ai rezumat la o chestie pe care tu cred ai văzut-o, pentru că înainte mi-ai spus că la voi în familie e unitate, suntem foarte uniți, nu aș lăsa familia pentru nimic. Lucru care Negativ. înseamnă automat chestia asta, nu știu dacă e neapărat a ta personală sau e chestie legată de ego. Ego, de obicei, e suma trăirilor noastre. Dacă tu ai trăit într-o chestie de genul, poate să-ți, într-un fel, să-ți introducă în subconștient ideea că, bă, scopul meu ăsta e să creez ce am avut înainte, să consolidez, să duc mai departe toată asta. Dar întrebarea e, de ce e ăsta scopul? E datorită faptului că ai văzut asta în trecutul tău sau e o chestie a ta pe care te face să te simți 100% împlinit? Asta e, pe mine mă face mereu să simt asta, că sunt fericit, mă simt fericit să văd lucrul ăsta. Simt niște emoții numai gândindu-mă la lucrul ăsta. Când ajung eu, o să ajung eu în punctul în care îmi doresc să văd lucrurile astea. E o emoție, nu e ca un challenge. Am Trebuie înțeles. neapărat ăsta, trebuie să fac asta, gen obsedat așa. O zic cumva din suflet, mă gândesc din suflet că vreau chestia asta. Îmi doresc o familie și îmi doresc să ajung eu la bătrânețe să-mi văd copiii bine. Chestia asta vine din suflet. E o chestie asociată cu sindromul impostorului. Ce te-ai face dacă în momentul în care ai ajunge la familie și ai avea tot, ai spune, bă, nu e cum credeam eu? Ți s-ar părea că toată viața ta efectiv n-a avut niciun scop? Nu cred. Deci ai un alt scop. Păi nu, ăsta alt scop nu văd momentan, până la vârsta asta. Am înțeles. Eu ăsta e scopul pe care îl văd eu acum. Nu ai o chestie tip scop individual al tău personal, nu știu, să ai pe lângă împlinirea de familie, să, nu știu, să ajung într-o stare psihică foarte bună, să fiu foarte sănătos sau o chestie de asta a ta personală, doar legată de tine, nu să implice și alte persoane. Eu mi-am pus mereu fericirea oamenilor dragi pe primul loc, pe Pe lângă primul mine. loc. Am Da. înțeles, ok. Deci, starea mea de spirit e datorită persoanelor dragi mie, dacă ei se simt bine. Dacă ei sunt fericiți, se simt bine, eu mă simt bine. Faci parte dintr-un profil psihologic foarte mișto. Ești tipul de om care ai fi în stare să mori pentru, să mori real, adică real, să mori pentru cineva foarte, foarte apropiat. Sau care chiar îți dă. Fără să mă gândesc de două ori. Da, și care chiar îți dă, sau poate care chiar îți dă impresia că e foarte apropiat. E periculos într-un fel, dar e și foarte interesant în același timp. N-am nimic de pierdut dacă fac asta, dacă o fac din suflet. Te-ai gândit că chestia asta s-ar putea să fie dintr-o genă atât de antică să nici nu-ți fi trecut prin cap? Nu m-am gândit niciodată și nici n-am cum, nu știu cum să dezvolt, să descopăr mai mult lucrul ăsta la Iată, mine. eu asociez o chestie. Oamenii au ADN. În ADN rămâne tot. Tot. Clar. De oricând până oricând va rămâne acolo. La un moment dat au existat niște impacturi psihologice cu o potență atât de mare asupra oamenilor încât anumite, nu anumite trăiri, anumite abilități, să spunem, sau anumite convingeri sau anumite chestii s-au sedimentat foarte puternic în generațiile viitoare, care n-au trecut prin ce au trecut alea înainte. Una dintre ele fiind la începutul timpurilor. La un moment dat au plecat din peșteră. Bărbații. Da. Femeile au rămas în peșteră pentru că nu aveau fizicul de așa natură încât să omoare mamutul. S-au întors înapoi, din 6 femei au mai găsit una. Pentru că poate le-au ucis alt trib, poate au fost furate, poate au fugit. În momentul ăla s-a creat o chestie care se numește protectorul. Protectorul este acel om care de fiecare dată când se pleca din peșteră, rămânea în peșteră să protejeze. E una dintre trăsăturile pe care uite, o ai și tu, spre exemplu. Pentru Da. familia mea, totul e legat de familie, să creez acel lucru, să am grijă de ei până când poate să plece ei de acolo singur, să știu eu că poate să facă totul singur. E o Exact. chestie. De aici e originea ăstora. Bine, sunt foarte multe origini. Oamenii care nu poate să doarmă bine noaptea și se simt mult mai bine pe zi. Sunt oamenii care stăteau de veche în trecut și tot felul de chestii. Sunt chestii legate de istoria omenirii care încă au repercusiuni în prezent. Lucru care te face să te întrebi uneori cât de individ ești de fapt. Adică ești individ, sunt eu? Eu sunt pentru că sunt eu sau sunt eu pentru că așa a fost trecutul? Așa m-au format Pentru că așa eu. m-au format ani și ani de lume, de oameni, de societate, de Eu, de trăiri. exemplu, păi na, de... Bine, e și chestia legată de horoscop. Dacă e să le luăm după horoscop, eu sunt la 7-a viață, de exemplu. Ok. Dacă aș fi fost la prima, poate aș fi crezut că sunt eu original. La 7-a viață, cred că are legătură și cu trecutul meu.
Automat, da, clar. Bine, având în vedere că ai un arbore... Cu viețile anterioare, vreau să spun. Înțeleg, înțeleg ideea, că am înțeles unde te-ai dus cu asta. E o idee, eu nu știu la câta viață sunt, dar cum aflu asta? Vezi că poți să calculezi, e legat de data ta de naștere și păi, e un calcul simplu, e matematic. 5 septembrie 1996. Da, te vezi pe Google. Okay. Trebuie să-mi pui o întrebare. Trebuie să-ți pun o întrebare, imediat, da. Gândim. Pe lângă asta, ce podcast și carte recomanzi? Cartea o să fie foarte stupid, ce o să spun. Foarte stupid. E cartea mea preferată. Nu știu de ce. Povestea respectivă pe mine m-a prins foarte mult. E poveste, adică nu e nimic de, din astea wow. Se numește The Vegan Lanul de Secară și m-a omorât povestea. Efectiv, mi s-a părut genială. Și podcast... Ce am văzut eu interesant în ultimul timp și a rămas așa? Nici eu nu mi-aduc aminte ceva, un podcast atât de bun să fi zis wow. Păi ce... nu, gen, nu un podcast, un podcast la modul cine îl face, adică la modul ăla de podcast. Ah, Joe Rogan. Simplu. Din România. Mai din România. Ăsta, cum îl cheamă pe ăsta de vorbește mult și de fiecare dată îi uit numele? Cine? Nu știu. Mă, ăsta de vorbește mult și el cu sportul, cu astea. A fost și la podcast la băiatul ăla cu vinul. Care a zis? Da, a fost și la Țibuică. Ce bulcă, mama lui cum îl cheamă? Nicușor. Mă, cum îl cheamă pe ăsta el grăsut așa și el pe la televizor de o grămadă de timp? Ăla de-am văzut podcastul cu el cu demonologia. Nu știu, nu știu. E un tip, dar nu reușesc să-mi aduc aminte numele podcastului, jur că nu reușesc. M-am uitat la un singur episod, știu care e conținutul în mare, am văzut pe TikTok pasaje și e foarte diversificat, e foarte mișto ca arie de conținut, adică de la demonologie până la oameni care s-au dus în mijlocul Antarcticii. Chestii tari, să nu știi, chestii foarte interesante. Oprișan, cred că Oprișan. Ia, dă-mi, stai așa, imediat vă spun dacă e Oprișan. Păi mă uit, caut. Toți zic aici pe chat-ul meu că e Cătălin Oprișan. Păi eu nu rețin nume din nefericire, dar imediat vă spun. Oprișan. El e, Cătălin Oprișan, exact. Da, Cătălin Oprișan, ăsta e. Da, dar el știe istorie, fotbal, asta e, nu știu, sport. Cătălin Oprișan, ăsta, uitați-vă la podcastul pe care l-are el, e foarte interesant pentru că e o arie foarte mare de informație din toate domeniile. Și asta e mișto la un podcast, când poți să vezi și să auzi chestii pe care de fel nu le-ai căuta. Așa. Întrebarea noastră, domnule. Dar cum te cheamă? Dani. Alex, încântat. Și mie, îmi pare bine. Dacă... Stai, pe cine ai trimis la Mireasa? Asta e separat. Nu știu dacă știți pe Bernie, a fost în primele sezoane. Andrei. A fost cu sora lui împreună. A fost la Mireasa cu sora lui? Da. A fost sora lui la fete și... Sau nu mai știu cum a fost. Da. Da, ei, oamenii ce zic că știu. Care cântă. Exact, care cântă, da. Aia, oamenii mei sunt informați. Întrebare. Dacă ai putea să te proiectezi în viitor și ai ajunge la tine cam pe la ultimele tale zile din viață, care ar fi trei întrebări pe care ți le-ai pune? Mamă, eu sunt prost, rău, sunt retard la de-asta. Aș pune niște întrebări stupide. Păi acum ai ocazia să spui niște întrebări inteligente. Ce întrebări ți-ai pune în ultimele tale zile când dacă te-ai proiecta în viitor? M-aș întreba dacă aș fi putut, aș fi schimbat ceva. 100% aș răspunde nu. Următoarele două. Care moment, acel moment din viață pe care ți-l aduci aminte și acum, e un moment pe care nu-l uită nimeni niciodată. Ăsta aș fi curios. Momentul zero. Da, momentul zero. E un moment în viața oricui pe care nu o să-l uiți niciodată. Dacă ai loc de veci, întreabă cineva, dacă ai închis ușa la, nu. La casă. Cea de-a treia întrebare ar fi ceva foarte prostez, dar la ce vârstă ți-ai pierdut potența? Ceva, nu știu, o de asta. Așa tare te vânte.
Nu, dar mă cunosc, adică aș avea... Bine, hai să pun o a treia întrebare serioasă. Ți-e frică? Asta ar fi ultima întrebare. Să-ți fie frică de ce? Nu, asta m-aș întreba pe mine. Dacă aș fi pe patul de moarte, asta m-aș întreba, că mi-e frică. E foarte bine, este situația. Eu aș înțelege. Dacă e frică în momentul ăla, gândește că e ultima clipă a vieții. Gen, da, ți-e frică? Cum simți? Ți-e frică? Pentru că dacă mi-ar fi... Real, dar uite, dacă mi-ar fi frică, înseamnă că mi-aș anula toată concepția pe care o am acum. Dacă aș răspunde atunci cu da, mi-e frică, mi-aș anula toată viața. Când m-aș întoarce înapoi, efectiv, toate trăirile mele și toată viața mea ar fi egale cu zero. Pentru că mie nu mi-e frică de final, adică nu văd nimic rău în asta. Deci ți-e frică de moarte? Nu. Nu, nu am nicio problemă. Din contă, sunt curios să văd dacă chiar are coasă și glugă. Dacă vine una cu coasă și glugă, vă jur că ultimul meu cuvânt e... Băi, e pe bune! Da, ceva de genul. Cam asta. Ce e important? Vorbești sau ce? Că te încurc? Cu cine? Ale, și-a ascuns. Frumos. Gelozie, gelozie. Se ceartă live. Să vedeți acum rating. De cât timp sunteți împreună? Da, dar aici e subiectiv. Pentru că în casa Mireasa 5 luni de relație nu se măsoară ca 5 luni în realitate. Ok. Pentru că let's go. Pentru că acolo n-ai telefon, n-ai treabă cu lumea externă, nu știi nimic din exterior, te accesezi doar tu cu ea, să stați închiși într-o cameră, doar tu cu ea și vi se fac niște teste psihologice, cum spui tu, niște jocuri, care să vă pună la încercare relație și voi să dovediți zi de zi că sunteți foarte bine sudați, să treceți prin anumite lucruri și se simte altfel. Cunoști omul de la cel mai negru secret al lui până la cea mai mare bucurie a lui. Uh-huh. Și acolo nu există secrete. Afară nu îi spui unele secrete, că nu se știe, dar show-ul ăsta matrimonial, reality show-ul ăsta, e atât de bine cunoscut de oameni încât nu poți să ai un secret acolo. Ok, ok. Eu aveam un secret care era mai doar în orașul meu și s-a adus public. Și n-ai cum să... Bun. Ai secret în casa. Deci există două variante, timpul pe care îl considerați voi și timpul real. Da, e undeva cam, eu zic, real un an de zile, un an jumate, ceva de genul. Da, ok. Cam și așa cât considerați voi? Pe așa consider, un an jumate. Asta în timp real? În timp real, așa relația avem 6 luni. A, ok, stai așa, deci relația în timp real mă refer cu luni reale. Luni reale sunt 6 luni. Cum mă considerăm noi, undeva la un an jumate. Am înțeles, super, foarte frumos. Da, bine, și noi suntem și căsătoriți. După 6 luni? Da. După 5. Felicitări. Mulțumim. Da, foarte mult. Bineînțeles de ce curajul ăsta, pentru că ați avut mult timp. A fost un diferit context. Da, e alt context. E foarte mult timp acolo, să dai seama. Da. N-ai ce să... Procesul ăsta de cunoaștere. Automat. Ce să mai zic? Nici nu mai știu ce să te întreb. Dacă ai câștiga $1,000,000 neimposabili, ce ai face cu ei în momentul de față? Ai face ce faci de fapt acum în continuare? Da, automat. Mi-a schimbat puțin traiul de viață. Neimposabili? I-ar face imposabil. La negru? Gen să nu se știe de ei? Păi stai, nu, unul alt. Deschid business, spăl banii, asta primul lucru. Cum spăl banii? Foarte simplu, bancomate de bitcoin de punere, după care niște tranzacții, firma mea și bitcoin, lasă multe. Așa. Mulțumim de ponturi. Dacă vreți spune și câte cazinouri, în toate cazinourile aș fi. Că în moment ce nu iei deja și nu ai câștigat acum, nu ai făcut acum, încă nu este momentul. Da, automat. Asta aș face prima dată, spăla banii automat. Aș cumpăra niște apartamente pentru simplu fapt că aș vrea să-mi creez un venit pasiv de tipul chirie, care să mă ducă undeva în jur de 2000-2500 de euro lunar.
ce? Eu aș face un complex pe care l-aș Eu nu închiria. aș face un complex. Eu nu m-aș simți pregătit să fac asta. Și doar l-aș închiria, nici n-aș vinde. Da, nu m-aș simți pregătit să fac așa ceva. De asta mă rezum la chestii mult mai simple. N-aș Să vrea. zic eu că am făcut bani ăștia și Așa. După care, cred că mi-aș schimba puțin traiul de viață automat, că e o sumă de bani ok. Ok. Da, dar nu sunt atât de mulți Nu bani. sunt mulți bani. Nu, chiar nu sunt mulți bani. Un milion de dolari? Par foarte mulți. Da, nu sunt atât de mulți bani. Sincer zic. Un apartament e 150.000 de euro. Ce valoare mai are un milion în momentul în care un apartament e 150.000 de euro? Păi Poți da, să dar... stai pe TikTok și să faci între 1.000 și 20.000 de dolari lunar. Ce Într-o valoare mai are? 1.000 de dolari lunar? Pe TikTok, zic, poți să faci sumele astea. Ce valoare mai are milionul Stai, ăla? să faci sumele alea, trebuie să fii cineva să faci sumele alea, nu... Automat, dar posibilitatea există, da? Posibilitate, orice, știi că posibilitatea există, că... Un milion de dolari în urmă cu câțiva ani era mult mai bine. Nu mă refer Da, la Revoluție. asta clar. Era mult mai greu de făcut. Era altfel. Era greu Tu să. vorbești raportat la oameni care lucrează pe 500 de euro pe lună. Sunt foarte conștient că vorbesc raportat la oameni care lucrează pe 500 de euro pe lună. Doar că în sine suma de bani pare foarte mare, dar nu e atât de mare. Dacă o transformăm în bunuri, o să-ți dai seama că nu e atât de mare. Hai să o transformăm în case. Ți-i zici apartamente. Dacă pot, depinde ce case, că s-ar putea să nu transformăm în nicio casă, dacă Păi nu. ne acordăm. Automat, da. Nu. Apartamente normale. De 100.000 de euro. Ți-i zice. Și over. 200.000 de euro sunt practic vreo 20 de zboruri la business class. Da, asta e. De asta zic că suma pare foarte mare, că noi suntem obișnuiți să ne gândim mereu la sume mici și zicem că niciodată nu putem să atingem sume și mereu ne simțim inferior asupra banilor, când de fapt nu ar trebui să o gândim așa. Dar dacă stai să o calculezi, milionul ăsta de euro e posibil să-l produci pe parcursul vieții, să-l și cheltui. Real vorbim. Real vorbind, e vorba de bunurile care ți se lasă din familie dacă le calculezi tu suma aia la final cât costă ele, îți dai seama că produci niște bani mulți. E vorba de banii pe care îi produci tu pe parcursul vieții, e vorba de banii din alte surse de venit, etc. Alții își bat joc de ei la în alt Asta. fel. Victor Micula se duce și ia un căcat de elicopter. Victor Vicula se duce și spală rochile la mașina lui cu o șampanie de Asta 20.000 de euro, chestia pe zic. care a făcut-o și eu știu, adică... Asta zic, adică știi, de asta nu, știu că se pare o sumă impresionantă, dar nu e atât de mare pe cât se consideră. Așa, aș lua apartamentele respective să-mi creez acest confort pentru o stabilitate financiară pasivă. O mașină și aș continua să fac ceea ce fac eu. Wow, eu aș crepuri. And that's all. Păi nu, vacanțele automat că le-aș face, dar nu m-aș arunca Eu să-i cheltuie asta am așa, făcut cu știi? banii, am călătorit. Da. Ai merge în Maldive din banii ăștia? Întreabă pe ea, a făcut 3 milioane. Ce? Euro. Euro. Când? E lângă. Am o perioadă de 5 ani, practic, în care am făcut banii ăștia, în 5 ani am făcut, în 5 ani s-au și dus. Neimpozabil. Neimpozabil, bineînțeles. Și da, am fost de 6 ori în Maldive, dacă asta era întrebarea. Poți verifica pe TikTok-ul meu, chiar am foarte multe clipuri de acolo. Am făcut și vânt pe Maldive. Iubirea, avem ce să mâncăm mâine? Nu mai există sumele alea de bani. S-au făcut, s-au dus. Așa e cu banii neimpozabili. Trebuie să înțeles. De întrebarea ta legată de ce ai face cu 1.000.000 de euro. Dacă nu ai făcut acum 1.000.000 de euro, nu ești pregătit pentru ei. Eu i-am făcut la o vârstă, la 22 de ani, deja, în care nu știam ce să fac cu banii aia și veneam dintr-o familie care nu a avut să vreodată venituri de genul ăla. N-aveam o educație financiară în situația asta, nici eu, nici persoana cu care eram atunci. Automat, și ce am făcut de toți banii? Am călătorit. Ai călătorit ceva, nu? La modul ăla foarte high-end. First class, business class, doar resorturi de top, doar rocuri de top, doar așa, dar mi-am îmbogățit foarte mult experiența spirituală.
Nu mai joc, acum că intră iubita mea să joace cu soția mea, de fapt. Că intră să Ok. joace cu un băiat pe provocări de alea, cu frunze în nas, cu nebunii de alea. Noi doi ne mai vedem și mâine, dacă vrei. Perfect, fără nicio problemă. Dacă vrea iubita ta să răspundă oamenilor de aici ce a făcut să facă banii aia, bine, dacă nu... Am avut foarte multe site-uri și foarte multe chestii. Am avut SEO, făceam SEO pentru site-uri din afară, exclusivitate, oferam exclusivitate pentru site-uri foarte mari timp de foarte mulți ani. Când oferi exclusivitate pe o strategie de SEO care îi propusează automat pe primul loc în Google la căutători pe cuvintele cheie pe care vor ei, crede-mă, se fac foarte mulți bani. Am dezvoltat strategii SEO. Cine știe ce e SEO, SEO înseamnă Search Engine Optimization, adică creșterea site-urilor motorul de căutare. Am crescut site-uri foarte, foarte, foarte mari, site-uri de piraterie care nu ne aparțineau, site-uri de Asta voiam să geochat, spun. site-uri de ce Asta vreți voiam să voi, spun. dar Ce noi foloseam. mod finuț ai folosit de a spune piraterie, jur. Păi, Adică. dar nu, este chestia că unii făceau piraterie și noi propulsam pe primul loc. Adică asta era o situație în care nu aveam nicio reputație în mod direct. Automat, da. Site-uri de video sharing, care, again, nu sunt legale, dar pe mine nu m-a interesat situația asta, că nu aveam legătură în mod direct cu mine. Foarte tare, foarte tare. Gata. Bun, mi-a părut bine, oameni, fain. Ne mai întâlnim Și cu nouă ne-a plăcere. părut bine. Seară bună și Și succes în nouă, continuare. și nouă. Seară bună. Salut, salut.